Pe 2015 ne așteptăm la o creștere a cifrei de vânzări, atât pe partea de produse, cât și de servicii. Undeva o creștere formată din două cifre, sigur că ar fi ideală pentru noi. Această creștere ar fi și o recunoaștere a dezvoltării noastre din ultimul timp, atât în punct de vedere al gamei de produse și servicii, cât și al reprezentării teritoriale în România. În anul 2015 ne așteptăm ca volumul pieței să fie în ușoară creștere, atât pe domeniul rezidențial, cât și industrial și investițiile publice. Noi ne așteptăm să fie într-un ușor avans. Avem produse noi lansate anul acesta sau care sunt pe cale a fi lansate. Avem o generație nouă de analizoare de gaze de ardere, generație complet inovativă, analizoarele de gaze tip Eurolizer STX și cu siguranță vor urma și celelalte aparate cu un update în acest sens. Sunt analizare de gaze de ardere cu senzori de cea mai nouă generație, cu o durată foarte lungă de viață, practic sunt eliminate înlocuirile periodice ale senzorilor. De asemenea, vom avea produse noi, produse inovative pe partea de măsurare debite de apă caldă menajeră, consumuri de apă și energie, și mă refer aici la debitmetre și contoare de apă și de energie termică, cu transmitere de date la distanță, cu monitorizare de la distanță și nu în ultimul rând, vom avea anul acesta și pe piața din România un sistem nou, Smart Building System, care va îngloba toată partea de senzori produsă de compania noastră mamă, de Afrizo, cu monitorizare și comandă de la distanță, prin internet, prin aplicații pe platforme mobile. Dacă nu mă înșel, cred că suntem cel mai vechi și loial client al revistei Tehnica Instalațiilor. Eu îmi amintesc de primele colaborări, parcă prin anii 2001-2002, dacă nu mă înșel, deci am depășit undeva 12 ani de colaborare. Colaborare de care suntem foarte încântați și pe care dorim să o promovăm și în anii ce vin.